Bună ziua, suntem în crama de la Măcin, la poalele munților Măcinului și astăzi vom degusta un vin deosebit, un cupaj, este vorba de feteasca albă, feteasca regală și tămâioasă românească, sortiment pe care noi ca și producători l-am denumit Trei Brațe, gândindu-ne la brațele Deltei Dunării, regiune și zonă de care este foarte apropiată și via noastră. Via de la Cerna are 150 de hectare și este la câțiva zeci de kilometri de Delta Dunării, deci foarte aproape de locul pasionaților de pescuit. Noi am gândit acest vin ca și vin sec, acesta este un vin sec, un conținut de zahăr endogen, rămas nefermentat de 3-4 grame, un vin ușor. Strugurii au fost recoltați în anul 2017, deci este un vin care nu are niciun an vechime, așa și trebuie să fie acest tip de produs, proaspăt, floral, fructuos. El de altfel este apreciat și prin prisma faptului că are în compoziție trei soiuri românești, trei soiuri românești care pe alocuri au fost uitate, însă noi le-am readus și am creat, zic eu, o simbioză între fetești, dar și tămâioasa românească. Voi pune puțin acest sortiment și vi-l voi prezenta cu mare drag. Eu cunosc foarte bine acest vin, dar de fiecare dată parcă descoper în el altceva. Olfactiv, se simte că este un sortiment semi-aromat, tămâioasa românească îi dă așa un plus de forță olfactivă. El nu este un vin corpulent, plin, greoi, este un vin lejer, ușor, concentrația alcoolică este 12,5, este și echilibru între gust și aciditate. Un vin pe care îl recomand tuturor pasionaților de pescuit, un vin care trebuie consumat rece, undeva la 8-10 grade și cred eu că dintre soiurile albe pe care noi le producem vinificate în sec, este cel mai complex soi și are personalitatea lui. L-aș asocia cu mâncăruri care au la bază pește, dar mâncăruri mai rafinate, mâncăruri deosebite din pește, pregătite cu trudă și preparate tradiționale, preparate pe care le întâlnim în Delta Dunării, aici unde, în această zonă unde doar oamenii de aici știu să le gătească și să le producă.